găsit la un episod de Dream League Soccer 2016. Astăzi să jucăm Dream League Soccer, o să facem un videoclip cu un meci și să ne uităm la replay-uri din galeria mea ce am salvat din meciuri. Sper că o să vă placă, o să începem. Cum o să începem? Nu mai am pus numele Steaua și mi-am schimbat Signa. O las așa, oricum nu e ceva important. Poate într-un episod o să vă arăt cum să faceți. Un pic răgușit și nu prea pot să vorbesc. Am uitat să mai vă spun, eu vreau să evoluez echipa mea toată de 100. Și până acum am evoluat pe Ronaldo, pe Messi și pe Dembele. Mai trebuie să evoluez mulți jucători. Acum vreau să evoluez pe Bale. Sunt... Este foarte greu, dar o să încercăm. Și a dat gol Ronaldo. Nu le înțeleg numele la jucători și cât ar putea să le citesc. Ronaldo pasă bună la Ibrahimovic. Și ăsta trebuie să fie salvat. Foarte frumos gol. Să salvez. Nu cred că o să-mi va reși pe voi acesta, că l-ați văzut. O să vi-l arăt. Piscic, hai de piscic. N-ajunge mingea până la mijlocul terenului. Nu trece de mijlocul terenului. Dembele, pasă la Ronaldo, îl pune pe culoare pe Ronaldo, unde este offside. Ronaldo. Am vrut să încerc să mă duc pe lângă el, să mă porc așa pe portar. M-ați văzut și nu mi-a reușit. Messi, hai Messi, recuperează, bună Messi. Pasăm la Ronaldo, cred că este offside. Nu este offside, ce ocazie mare, ratăm. Piscic. Pasăm la Ronaldo, să-mi fac o braziliană. Nu fie tot un atmos. Pasă bună la Suarez, nu transfera al meu Suarez, nu prea a făcut multe de când l-am transferat. A încercat o farfecă foarte frumoasă. Dacă era gol și ieșea farfeca bine, farfeca de ieșit, a ieșit bine, dar nu a făcut. Acum Neymar pasă bună la Ronaldo, ce aproape! Dermacu. Neymar, acum ce face, unde o dă Neymar, am vrut să dea la Ronaldo, nu acolo. Aguero de la City este jucătorul meu preferat. Al vostru nu știu care este, dacă aveți un jucător preferat de la City, să-mi scrieți în comentarii. Mingea nu ieși. Scoră 2-0 pentru mine la școală. Toți copiii zice: bă, că ai bătut așa, n-ai bătut mult. Eu nu vreau să bat cu multe, eu vreau să fac de frumoase. Cum este acesta. Nu să salvez, dar este frumos gol. Ronaldo din prima recuperează. Nu reușește să pasă la Ibrahimovic, dar până la urmă recuperează și pasează. Ibrahimovic pasă la Neymar. Bale. Ibrahimovic, gol! Ibrahimovic. Cine le-a îndoiel? Aerean. Am pus un pic de pauză, am revenit. Am rămas la golul lui Ibrahimovic.
4-0. Ronaldo. Passa uno iarăși la Ibrahimovic. Ibrahimovic trage de la distanță. Ibrahimovic. Corner. Acum Ibrahimovic. Ori al lui Ronaldo. Este mingea. Ronaldo. Cum a spus Ronaldo, îmi scrie. Ronaldo. Hat-trick. Pentru cei care nu știu, cum ar fi Claudiu, m-a întrebat. Dar ce te zici acolo, Scăriță? Scăriță e când dai mingea peste portar în sus. Hat-trick înseamnă 3 goluri, pentru cine nu știe. Hai, Ibrahimovic. Ibrahimovic, hai. Este Ibrahimovic. Ronaldo. Bale, întoarce Bale, pasează. Bine la Neymar, Neymar, bară, ce bară aici, ce este Neymar, Pogba, Suarez, Pogba, Ibrahimovic, Suarez nu reușește să alungă la balon. Ronaldo, gol! Cum a ajuns mingea la el, nu știu. Cel mai tare scor care am bătut de a fost dat-o 15-0. Atunci l-am transferat pe Ronaldo, dar mai de mult a fost. Și cu el toate golurile, dar 15 goluri am dat cu Ronaldo. Am jucat cu echipa slabă, că nu dădeam 15 goluri. Rar vezi să facă schimbare la portar, cum a făcut acum. Ronaldo este în offside. Da, Ibrahimovic, ce am cu Ibrahimovic? Neymar, centrează Neymar, cu portul. S-a înlocat. Și se termină meciul. 6-0 se termină. Eu sunt pe ultimul loc, aproape toate meciurile din sezonul 2 am pierdut ca să le fac pe Ronaldo, pe Messi și pe Dembele de 100. O să mai dăm o dată să mai facem pe cineva de 100 pe, cum a zis pe Bale, aș vrea să-l fac. El era de 89, eu l-am făcut de 83. O să dăm la distribuțion. 14. 95. Mai dăm un distribuțion. Și acum nu. No, tu 94. Nu mai merge să doar am mai profil. Uitați că sunt acolo sus. În cauza că este accidentat, Messi. Messi accidentat. Unde? Nu mai merem, îmi pare rău, nu putem să ne uităm la golurile care le-a salvat. Erau niște goluri foarte frumoase și autogolurile, cele 203 autogoluri le-am făcut din penalti. Penalti am mai dat vreo 2 goluri. Sper că v-a plăcut, cu voi a fost Răzvan, ne vedem la episodul următor. Nu uitați să apăsați butonul de like și de abonare. Pa!